Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Oh, there, the red flag. There, it's okay. Cobor rapid din mașină, ating steagul, dar nu văd nimic în jurul meu. Mă uit mai atent și în depărtare undeva, la începutul unei străduțe foarte înguste, care părea a fi o intrare în piață, văd panoul cu misiunea următoare. Luați unul dintre plicurile pe care vi le-am pregătit. Înăuntru veți găsi fotografia unui obiect. Trebuie să găsiți cizmăria în care există acest obiect ca să primiți următoarele instrucțiuni. Era un căluț din ăsta pentru copii. Did you see this? This? No. Luați unul dintre plicurile pe care vi le-am pregătit. Nu am să găsiți fotografia unui obiect. Trebuie să găsiți cizmăria în care există acest obiect ca să primiți următoarele instrucțiuni. Fix de la început îl iau pe un băiețel și îi zic: tată, hai la simbolul ăsta. My friend. Yes. We are my friend. Mă duce în toate magazinele de Adidas și nu era ăla. Și zic: tată, nu e ăsta. Următorul, pe dreapta. Hai cu mine. Nu e ăsta. Trebuie să găsiți cizmăria în care există acest obiect ca să primiți următoarele instrucțiuni. Simbolul meu special era o stropitoare cu flori. Trandafirele încă sunt aici. Where? No? Oh, Mary! Hello, Emmy! Lângă mine, Mary the Hope, fratele meu, Maria Speranța, și o mai și între, Mărie, cineva în față, în spate, face, bă, nu știu, nu m-am văzut cu nimeni. No? Ok. Hello! Hello, sir! Do you have this here? No, here! Și amândoi eram cu poza în mână și întrebam, aici e? Și nimeni nu știa. Sir, this sign, shoe repair, oh, this one. Ok, this is me. Look here. This one. Era clar simbolul. Okay. Eram sigur că o să mă pună să repar pantofi. Pentru că aveam un ciocan, aveam o perie. Dragilor, trebuie să găsiți toți pantofii stricați din lista de mai jos în picioarele localnicilor. Sunt șocat. Nu pierdeți timpul uitându-vă la pantofii care nu sunt pe această listă. Dacă pantofii nu corespund și nu au nevoie de reparație, o să primiți și mai mult de lucru. Am ceva de lucru, pentru că specificațiile pantofilor erau foarte clare. Două perechi de pantofi negri, măsura 44, o pereche de pantofi maro, măsura între 42 și 44, o pereche de pantofi alb, măsura 42, trei perechi de sandale maro, măsura între 42-44, trei perechi de sandale negre, măsura 42. Vă pup, Țuca. E, momentul ăla mi-am dat seama că e misiune imposibilă. Bună! Apare Maria Speranța, care se pare că a luat mașină după mine și a ajuns după mine. Vezi? Hai! Norocul meu a fost că am găsit în următorul minut cizmăria mea și am aflat ce am de făcut. Partenerul tău a pierdut primul joc, a ieșit pe ultimul loc. Din cauza aceasta, tu va trebui să îndeplinești o misiune mai grea decât colegii tăi, dar te rog să-ți păstrezi speranța, o păstrezi. Pentru că mama nu a câștigat la joc, trebuia să găsesc 15 oameni. Can I have them? For repair? Yes? Can I have your shoes? Și mă duc la primii oameni și descalț. Ca idiot, adică dăm pantofii acum. Și mi-au dat. Can I have your shoes? And this what? No, this is new. Săracii oameni la ce s-au gândit când au văzut un descreierat cerându-le pantofii. I need to bring to repair shop, ok? Yes, but no, I have to bring to repair shop. Yes. No. În mintea mea, fiind următorul scenariu, trebuie să le iau pantofii, să-i duc, să-i repar, să-i fac frumos și să mă întorc cu ei. Ok. But you come to repair shop. And this one, who is this? Come with me. Mi-am dat seama că e o tâmpenie ceea ce fac, pentru că oamenii când m-au văzut că vreau să plec cu pantofii, m-au oprit. Băi, ce faci, nebunule? Fur pantofii. Am mai citit odată și îmi dau seama, băi, n-am cum să duc pantofii la reparat decât cu tot cu om în ei. Sir, do you have this? Văd micuți pe perete, simbolul ăsta expres. Here is, yes, sir, this is the perfect match. Trebuie să găsiți toți pantofii stricați din lista de mai jos în picioare localnicilor. Nu pierdeți timp uitându-vă la pantofi care nu sunt pe această listă. Două perechi de pantofi maro,
negri, măsura 44. Unul cu pantofi albi, măsura 42. Trei perechi de sandale negre, măsura între 42. Simt așa pe plic că mai e ceva când era prea gros. Și scot o foaie, hop, și începe cu dragule. Partenerul tău a câștigat deja primul joc. Ca să-ți facă ție viața mai ușoară. Bine, mă! De care tu ești invitat la un branș de ținut de și poți să și odihnești. Deja, uite, se zbâli părul pe mine, că nu mă așteptam la asta. În timpul acesta, colegii tăi vor face toată misiunea în soare și căldură. Sper că acest lucru să scrieți un grabanaj în curs. Yes! Știam că nu-i prost, dar nu mă așteptam fix în momentul ăla să primesc vestea asta. Yes! Yes! Thank you, sir! Thank you! Îl văd și pe Emi, undeva pe partea stângă, tot se agita și el, nu înțelegeam care e ideea. Am presupus că și-a găsit și smăria. Bine, bă, tată, mă, bine, mă, patronule, mă. Salvași patroane, mă, salvași, mâncați-ți ochii tăi. 42? Size, 42? Can you come one second? Come with me. Come with me. Give me your hand. L-am văzut că e așa cu breteluța puțin ponosită și am spus, tu ești al meu. 43? 41. 43, come with me. Ți-i repar pe gratis. Hai, uite, pe gratis, te ajut. Hai, mergi cu mine. Sandale maro, 42. Good. This is no good, yes? No. Okay, this is good. Go. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hi. Trebuie să găsiți cizmăria în care este acest obiect ca să primiți următoarele instrucțiuni. Un tablou. Cizmăria. Fai. Nu prea înțelegeam exact. Nu puteam să imaginez dacă e pur și simplu un magazin unde se vând pantofi sau este un atelier unde se repară. You have this here? Nu speak English. Sir, what size are you wearing? 42? Wait, deci sunt sandale maro. Și ia-le papucii din picioare și verifică ce număr au, că ei nu știau. I will repair your shoes. Come. Come, 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 come. Hai, vino să-ți facem pantofii ca noi. Sandale maro 42. Bifat, there, there. Papucii jos, papucii la reparat. 42? Can you come with me one second? Ah, perfect. Hai, veniți cu mine, vă rog. One second, please, please, please. It's for a TV show, sir. Bine, nu vrei. Can I have your shoes to check them fixed? Mihai, ce faci, Mihai? Bine, uite, mă grăbesc aici. Apare și Lydia. Nu era chiar Lydia pe care o știam. Ea de obicei era mult mai efervescentă și mai pe grabă, așa. We repair it. Come on, come with me. Come with me. Come with me. Come on here, come on. Ei păreau că deja au găsit ce era în plic și s-a apucat să redă o altă misiune. You have this here? Woohoo! Yes! Mamă, perfect! Thank you, sir! Am primit un plic și am citit că trebuie să mă duc prin piață. O nebunie totală! N-o cum să mă duc să mă apuc să controlez oamenii de pantofi? Deci mi se părea super ciudat! Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.